Începe InfoRomânia cu Luiza Diculescu. Această rubrică conține informații ambalate într-o manieră creativă, optimistă și curată. Grupajul informativ InfoRomânia este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și în colaborare cu revista Inspirație Românească. Bun găsit la InfoRomânia! Astăzi vă prezentăm o româncă adevărată. Maria Cărămidă are 14 ani și s-a născut în orașul Torino din Italia, într-o familie de iubitori ai folclorului național și muzicii populare românești. A luat contactul cu muzica la vârsta de 9 ani, când a început să studieze canto, sub îndrumarea profesoarei Ina Popov și a maestrului Vasile Stan, din cadrul laboratorului ProArt al Asociației Frăția din Torino. Două nume sonore ale muzicii românești din Torino, așadar doi profesori pe care Maria îi admiră foarte mult și îndrăgește deopotrivă, urmând îndeaproape toate indicațiile lor. Cu elevii din laboratorul ProArt al Asociației Frăția, Maria participă la numeroase spectacole și concursuri la care primește foarte multe aprecieri și diplome importante. Pe lângă muzică, studiază dansul popular românesc la școala Grupul Vatra din Torino. Astăzi dansează în grupul de nivel avansat la categoria sa de vârstă, și anume ansamblul Vatra Junior. Mai târziu își descoperă și alte pasiuni, precum teatru, literatură, mai ales poezia. Din anul 2021 urmează cursurile atelierului de limba română și comunicare din cadrul școlii Grupul Vatra, acolo unde face parte din redacția IR Junior a școlii. Aparițiile radio și TV încep la vârsta de 13 ani la școala Grupul Vatra, unde în prezent participă la filmările pentru emisiunea În limba noastră. O emisiune realizată de copii români născuți în Italia și transmisă de revista Inspirație Românească și Radio Torino Internațional. Maria Cărămidă scrie la revista școlii IR Junior, după cum spuneam, și participă la evenimente culturale, jucând în piese de teatru, înregistrând emisiuni, audio, video sau cântând și dansând pe scene importante ale teatrelor din Italia. Recent a înregistrat și un videoclip, dar despre toate acestea vorbim chiar cu Maria Cărămidă. Maria, mulțumim că ai acceptat invitația noastră, bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Bine te-am regăsit și noi pe tine, pentru că voi ați înregistrat de curând și emisiunile În limba noastră, iată prilej cu care noi ne-am întâlnit acolo. Maria, cum s-a născut dragostea ta pentru cântec? Dragostea mea pentru cântec s-a născut la vârsta de 9 ani, când mama m-a dus la doamna Ina Popov pentru a face o probă de canto și de acolo mi-a plăcut tare mult și am continuat să mă duc. Și ai continuat, ai avut o susținere importantă, pentru că Ina Popov este o profesoară cunoscută, într-adevăr, și sunt convinsă că toate sfaturile și încurajările ei și profesionalismul Inei Popov te-au ajutat foarte mult. Ai picat, cum se spune, de la început pe mâini bune, iată, și astfel succesul tău de la o vârstă fragedă. Maria, recent ai filmat un videoclip. Spune-mi despre ce este vorba. Da, am filmat un videoclip împreună cu orchestra ProArtului Junior, da, cu grupul meu de la Vatra, cu dansatorii colegii tăi, da, așa, de la Vatra Junior, și cu grupul părinților mei, Strămoșasca, da, ansamblul Strămoșasca, așa, care este și grupul meu. Bun. Cum a fost la filmări? A fost greu? În moment, da, a fost greu, pentru că erau multe cadre, erau primul meu videoclip. Și primul videoclip, așa este. Era multă lume și chiar dacă timpul a fost scurt, ne-am organizat bine și a ieșit ceva frumos. Frumos și cu detalii. Cine a înregistrat acest videoclip? Cine și-a pus amprenta? Usiabici Studio, Ion Ungureanu. Usiabici Studio, Ioan Ungureanu, căruia îi mulțumim pe această, da, cale lui Ionuț Ungureanu, Ionuț, cum îi spun eu, pentru că ne prilejuiește, iată, ne asigură toate condițiile pentru ca noi să realizăm aceste emisiuni, atât InfoRomânia, cât și emisiunea În limba noastră și nu numai, inclusiv videoclipul tău. Cum se numește melodia ta, Maria? Mândră sunt că spărăveancă. De ce ești așa mândră? Ce te leagă pe tine de Parava? Părinții mei s-au născut în Parava și... Care este din județul? Bacău. Bacău, așa, să le spunem ascultătorilor, cu toate că sunt băcăuan pe frecvență, da, și eu sunt convinsă că au captat deja mesajul. Și în prezent, bunicii mei locuiesc în Parava cu toții împreună. Mergeai des când erai mititică în Parava? Da. Când eram mică, da, am rămas câteva luni singură în Parava cu sora mea mai mare, fără părinți, doar cu bunicii. Și după câteva luni s-au întors să ne aducă în Italia. Și ți-a părut rău? Da și nu. Da și nu. Da, pentru că aveam companie. De magia de acolo, că, da,
pe care o cunosc, o bănuiesc, o intuiesc, pentru că și eu am copilării la țară și este clar și în Parava trebuie să fie la fel de magic precum este în orice colț al satului românesc în general, dar pe de altă parte veneai aproape de părinții tăi, este de înțeles. Dar dansul tău preferat care este, Maria? Dansul tău preferat din ce ai învățat la Vatra? Care dans îți place ție cel mai mult? Dansurile din zona Moldovei. Din zona Moldovei. Ai și o interpretă de muzică populară preferată pe care o admiri, pe cineva pe care admiri foarte... Interpretă sau interpret? Ina Popov. Ina Popov, așa, profesoara ta, mi se pare și firesc. Ce ți-ai propus, Maria, pentru anul ce urmează și anume anul 2024? Mi-am propus să devin mai deschis în lume, da, să fiu mai sociabilă, mai ales în canto, cu lumea care este acolo la frăția. Da. Și poate să mă duc la nunți, botezuri, să cânt. Deci îți dorești să mergi, da, și la evenimente private, iată, da, să cânti, să cânti oamenilor, da, să le alingi sufletul, dorul din suflet acolo. Maria, în încheierea interviului nostru, un mesaj, te rog, pentru tinerii de vârsta ta, dar și pentru părinții tăi, care te admiră foarte mult, dar dincolo de faptul că ei te admiră, pentru că ce părinte nu-și admiră copilul, te și susțin foarte tare și muncesc foarte mult pentru ca tu să-ți atingi obiectivele, tu și sora ta. Da. Pentru părinții mei, le mulțumesc tare mult din tot sufletul pentru ceea ce fac pentru mine și pentru sora mea mai mare și sper că în viitor să, așa, avem multe experiențe frumoase împreună și... Ai deja un obiectiv anume concret pentru 2024? Îmi doresc să fac neapărat asta. Sau țin toate, se leagă unele de celelalte și nu poți să le separi, da, acum. Ok, am înțeles. Atunci eu îți urez deja, încă de pe acum, să ai parte de tot ceea ce îți vei propune. Mulțumesc. Să împlinești forță, în primul rând, liniște sufletească și multă inspirație românească. Să împlinești tot ceea ce visezi tu. Mulțumesc, Maria, pentru, mulțumesc, amabilitatea de a fi astăzi prezent aici. Atât pentru astăzi la InfoRomânia, această rubrică este realizată de revista Inspirație Românească, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în vederea informării corecte și, iată, frumoase a cetățenilor aflați peste hotare. Cu alte informații de acest gen, pe data viitoare, rămâneți aproape de noi, dar mai ales unii de alții.